În ultima vreme, Kangoo Jump s-a dus din Ungaria către Kinga Sebastian, a devenit un sport foarte apreciat, nu doar pentru că dezvoltă armonios organismul, ci pentru că se dorește a fi o stare de spirit. Aflată pentru câteva ore în Râmnicu Vâlcea, celebra Kinga a mărturisit că este încântată de ceea ce a văzut. Este un oraș foarte frumos, am trecut de foarte multe ori în Râmnicu Vâlcea și totdeauna mi-a zis, hai Kinga, pentru că avem fete care te urmăresc și care slăbesc. Avem un program de slăbit, pe 3 luni de zile poți să slăbești 30 de kilograme și azi a fost lansarea la Râmnicu Vâlcea. Mă bucur foarte mult pentru că fetele sunt foarte deschise. Oricum, comparat cu alte țări, sunt foarte mândră pentru că românii, femeile și bărbații sunt foarte deschiși. Vor să slăbească și vor să arate bine. Și noi acum încercăm ca să-l învățăm să trăiască sănătos. Pentru că totul începe de la, da, mentalitatea trebuie să schimbăm un pic. Trebuie să fii un model ca să te urmărească, ca să te copieze. La cursurile mele în care instruiesc instructorii, totdeauna le învăț să fie pozitiv, să iubească tot ce fac, pentru că dacă tu arăți că te simți bine în pielea ta, dacă arăți că te simți bine în ghetele tale, dacă ai o echipă mare, înseamnă că ești pozitivă și atragi lumea. M-am îndrăgostit de acest sport și de Kinga prima dată când am pus ghetele în picioare, acum 4 ani de zile. Mi-am dorit să reușesc să aduc acest sport și în orașul meu natal. Sunt foarte fericită că am reușit să organizez acest eveniment în colaborare cu Kinga. Să promovăm un stil de viață sănătos, sperăm să avem și rezultate. Trebuie să avem grijă de noi, să ne găsim timp. Timpul ăsta ne omoară, din păcate toate fetele își găsesc scuză că nu au timp să ajungă la sală. Trebuie să arătăm tot timpul bine și să ne simțim bine. De altfel, nu doar doamnele și domnișoarele din Râmnic practică acest sport, ci și copiii cu vârste între 6 ani și 90 de ani, după cum mărturisea râzând Kinga Sebastian.